Congresul Autorităților Locale din Moldova organizează întâlniri în teritorii în urma ședinței Consiliului de Administrare CAUN, care a fost organizat la GIR în cadrul Institutului Muncii. Tema discuției a fost reforma administrativ-teritorială, deci cât de în gradul în care suntem pregătiți și toate cele, acest program de reforme a autorităților centrale. Deci în urma acestor discuții care au avut loc în cadrul ședinței Consiliului de Administrare CAUN, în care au participat și colegii noștri, eu din partea Cimișlii, domnul Medoni și domnul Ostrogoteanu, deci ei au participat la acea ședință, au fost discuții, a fost prezentată o informație mai largă de viziune a CAUN-ului, ca să știți că nu se iau decizii politice, nu depinde de noi. Important ca noi toți, unitățile administrativ-teritoriale, să cunoaștem situația în care ne aflăm, situația în care se află, de fapt, autoritățile publice locale în cadrul acestor reforme, la ce etapă ne aflăm. Și a fost luată o decizie să avem aceste întâlniri în fiecare raion, cu toți primarii, ca să putem discuta, să transmitem acest mesaj a ceea ce am discutat noi, de fapt, în cadrul Consiliului de Administrare CAUN. Deci, totodată, venim și cu o altă abordare, cu o informație foarte bună pentru membrii CAUN-ului. Ține de organizarea unui serviciu nou și o să, pe agenda o să vedeți că avem și prezentarea aceasta, un serviciu foarte bun care vine în suportul autorităților publice locale și municipale. Deci, dacă îmi permiteți, vreau să-i salut pe colegii de la CAUN, domnul director executiv al CAUN-ului, Viorel Burdoi, și domnul Alexandru Morcov, expert în cadrul CAUN. Puteți să-i oferiți și mai multe întrebări și de cadastru, pentru că este un specialist foarte bun și cred că pe viitor vom mai feri un serviciu în cadrul CAUN, că avem nevoie de această consultare și ține de registrare bunurilor și evidența bunurilor care se află în subordinea autorităților publice locale. La fel vreau să salut pe domnul vicepreședinte a raionului, domnul Iurie Răileanu. Eu spun, nu a fost pregătit. Așa nu se spune. Întotdeauna suntem pregătiți. Bine, dar bine că erați aici și domnul președinte, eu a fost anunțat și vă salutăm și pe dumneavoastră. Stimați colegi, ca să nu pierdem din timpul, deci o să trecem pe agenda noastră. Acum o să-i ofer cuvântul domnului director Viorel Burdoi. Bun, mulțumim mult, stimați colegi, bună ziua, ne scuzați că puțin ne-am reținut, venim din Basarabeasca, am discutat cu o echipă mică, dar așa foarte unită, erau toți 7 primari, toți președintele raionului, a fost interesantă tema, discuție și a fost o modalitate mai nouă, puțin am abordat și eu cred că și noi aici o să facem cam așa, cum am abordat acolo, să vedem dacă o să se primească. De fapt, vreau din start voi să înțelegeți un lucru. Ce și o discutăm tema de astăzi, tema reformei administrației publice locale, în special reforma administrativ-teritorială, ea nu... Încă până prezent, mare încă certitudine, claritate nu-i, că am mai auzit că unii colegi spun că iată, deja fără noi ceva o scotărască, că într-o direcție sau alta. Există niște discuții, idei, unii încearcă să promoveze o anumită abordare, de exemplu, sunt chiar unele astea forme așa mai radicale. Vreau să spun că CALM-ul, ca organizație, așa o menționez din start, noi din start am explicat la toată lumea că noi nu suntem pentru, noi suntem împotriva careva reforme, dar noi suntem pentru aceea ca orice reformă să fie bine calculată, evaluată, ținut cont de ceea ce spun oamenii, să fie discutată pe larg. Deci, din punct de vedere a procesului, că suntem siguri că în rezultatul doar unor astfel de abordări se poate de ajuns la niște, eu știu, decizii responsabile și foarte, foarte corecte. Noi, din start, drept că, sincer să vă spun, nu știu de ce, unii colegii noștri din partea guvernului, spunem așa,
nu știu de ce au început să ne trateze că noi suntem împotriva reformei. Deși, repet, noi nu suntem împotriva reformei, am spus că nici nu suntem pentru, dar avem nevoie, am vrea foarte mult ca să atragem atenție la toate aspectele, toate problemele, pentru că știți foarte bine că o astfel de problemă, precum organizarea administrativ-teritorială, nu este simplă. Asta nu e pur și simplu 2 plus 2, ai unii două primării, da? 1 plus 1, două primării și dintr-o dată toți au devenit fericiți, sau 5 primării le-ai unit și așa mai departe. Sunt foarte multe aspecte la care trebuie să atragem atenție. La, și în primul rând trebuie să atragem atenție la om, da? Va fi mai bine pentru om sau nu va fi mai bine, la serviciile care sunt prestate, la alte lucruri foarte importante. De atâta noi, iată, doamna președinte a menționat acest lucru, noi am hotărât puțin, pentru prima dată, de fapt, în Republica Moldova, să încercăm să abordăm o altă, să avem o altă abordare în privința unui astfel de teme foarte importante și să încercăm să ne ducem în toate 32 de raioane, să discutăm cu oamenii, să vedem ce gândesc ei despre toate lucrurile astea. Cu atât mai mult, voi știți foarte bine că noi am trecut prin astfel de reforme în anul 1998, haideți să ne amintim ce a fost bine, ce a fost negativ, ca să vedem tot, scoatem la suprafață, ca în rezultatul tuturor acestor discuții să încercăm să formulăm o poziție a noastră comună, o viziune de jos în sus și să-i o prezentăm la toți cei care au de gând să decidă pe direcția asta. Pentru că este foarte ușor de a face o greșeală și pe un foarte greu de a o corecta. Și de aceea noi trebuie să, cu toți împreună, să discutăm, să punem umărul la aceea ca să venim cu niște idei foarte bune. Eu vreau să spun că voi sunteți a 8-lea raion în care noi deja suntem. Am fost prezent. Vreau să spun că niște idei foarte și foarte bune vin de la colegii dumneavoastră. În mare parte avem o susținere a modelului și a abordării pe care noi o propunem. Și sunt foarte multe idei care sunt orientați concret spre rezolvarea unor probleme administrației publici locale. În special, să fie mai multe venituri la bugetele locale, să existe mai multe posibilități de a rezolva problemele la nivel local. Și atât, în acest sens, noi vrem ca să auzim părerea dumneavoastră, cu atât mai mult că aveți aici și primari cu mai multe mandate, care țin minte, cred că, și timpurile celea, și aveți și avem și primari noi, să ne spuneți cum vă descurcați, adevărate sunt problemele, de care sunt cauzele problemelor cu care vă confruntați. Și ca rezultat să avem un fel de propunere, idee din partea dumneavoastră, pe care pe urmă la sfârșit să le adunăm și, repet, să le încadrăm într-o propunere pentru guvern, pentru președinte, pentru parlamentari și pentru, în genere, toată societatea, ca să putem discuta serios pe această problemă. Dar întrebări sunt diferite. La urma urmei o să vedeți că o să apară întrebări de genul ce este o reformă administrativ-teritorială, ce înțelegem noi prin această reformă, care sunt scopurile, obiectivele ei, care sunt motivele, cauzele pentru această reformă, este ea o prioritate sau nu? Putem noi trăi fără așa, această reformă sau nu? Și, în special, care ar fi direcțiile înspre care noi să ne putem mișca. Cam asta este ideea. Repet, scopul nostru, apropo, vreau să spun din start, este că, pe de o parte, și pe asta se bazează și prezentarea asta noastră, să vă informăm despre ce discuții au loc. Asta e o parte. Să vedeți ce argumente se aduc, ce fel de propuneri există. Iar pe de altă parte, vreau, a doua parte care a prezentării, este ceea ce noi, după ce am discutat cu multă lume din administrația locală, cum noi vedem lucrurile, pașii care ar trebui de întreprins, sau direcțiile în care ar trebui să ne mișcăm. Asta sunt principalele lucruri care așa, în calitate de introducere, am vrut să le menționez. Cum am mai spus, la Basarabeasca noi am abordat-o leacă altfel
problematica asta. Dacă, și la prezentarea noastră, prima dată când s-a adunat Consiliul de Administrare, am făcut o prezentare și ea destul de lungă, într-adevăr era, pentru că trebuie să explici mai multe lucruri, ele erau adorate destul de mult, iată în Basarabească noi am făcut-o puțin altfel și am făcut invers, am dat cuvântul reprezentanților primarilor, dar în mod special, ca ei să se expună, în primul rând, cum ei văd situația, pentru ca ulterior să atragem atenție la niște momente mai sistemice, care, iarăși, să le discutăm împreună cu dumneavoastră. Ce ziceți? Mergem pe direcția asta? E bine așa? Ca să nu începem cu doar o prezentare așa generală a tuturor acestor lucruri pe care am vrut să le menționez, aș vrea din tăi să văd, iată, dumneavoastră, cum în fața dumneavoastră e pus această temă. Subiectul. Reforma administrativ-teritorială. Avem nevoie? Nu avem nevoie. Care sunt impresiile dumneavoastră anterioare? Cât de bună a fost reforma anterioară? Care au fost greșelile? Este necesară reforma? Care sunt problemele reale cu care vă confruntați voi? E problema că satele noastre sunt mici? Sau sunt probleme cu totul altele și care depind mai puțin de mărimea satelor și de primari? În cazul dat. Iată, sub aspectul ăsta, haideți să vă expuneți în primul rând și după aceasta o să vedem, o să privim toate lucrurile astea care o să le spuneți puțin din altă perspectivă, pentru că la urmă să facem niște concluzii. De acord? E bun așa? Așa e. Bine. Și îi dăm cuvânt domnului Medone Vladimir. Așa. Și drept înainte. Mergem după dânsul, da. Stimați colegi, eu împreună cu domnul Vacaciuc am fost primii care am activat 4 ani de zile, era și doamna Tatiana Badan. Doamna Tatiana Badan era contabil șef la primăria Selimet, dar iată noi suntem 3 care am activat în cadrul județului. Dacă rămâneam până în prezent în cadrul județului, eu cred că era cu totul altceva, o luăm de la capăt, că am revenit înapoi în 2003 la raioane. Ce a fost rău în cadrul județului? Raioanele, primăriile orașelor nu au fost pregătite să iei conducerea în teritoriu și au fost bazate tot timpul, mai ales la noi la Cimișlie, era primar domnul Alexandrian, erau învățați că aici au fost timpul Consiliul Raional sau au fost și Partidul Comunist și are cine conduce, ei nu mă trebuie așa câte o leacă să mai implici și în toate chestiile astea. Ceea ce s-a simțit mai bine chiar și în Besarabiasca, foarte rău era în Leova și o lecuță mai bine, cum era Colțea în Hâncești, dar el demonstra că ca primar și-a asumat mai multe obligațiuni de a înțelege că totuși orășelul trebuie să fie orășel, indiferent că acolo e centru județean. Primăriile cum au fost formate, noi am ajuns cu fim de mici până acum, așa și n-am înțeles, noi a fost 13 primării, 12 sau 14. Dar cred că 14 n-am fost. Noi să vedem cine din primărie nu a fost. Dar bine. Din 23 de primărie am fost 14, am revenit înapoi. Numai două sate nu dorit să-și facă primărie. Asta a fost satul nou care a fost, to este Mereni care a fost primărie și Coștangaleu a avut posibilitatea să fie și primărie, dar nu a fost. Am revenit înapoi la 23 de primărie. În cadrul județului am avut niște sătuși care nu au avut drum și era foarte greu de dus. Vorbim, Mereni era cu hârtopul. Vorbim de alte localități, cum a fost Topalul cu Cenacul, dacă nu mă greșesc, a fost într-o primărie. Parcă ne pare că e un drum așa, cât o leacă de piatră. Dar totuși au fost niște probleme. Cum ele veți fi soluționate mai apoi? Eu nu vreau să mă opresc la chestia asta. Eu cum văd acum reforma? Trebuie să fie o strategie națională pentru asfaltarea drumurilor dintre toate localitățile. Absolut. Asta trebuie să fie o strategie și trebuie să fie pe maximum 2-3 ani de zile. Cineva n-a să mă înțeleagă corect, eu vreau să spun că noi trebuie puțin să ne detașăm și de sistemele astea de canalizare care noi vrem să le implementăm de 10, 20, 30 și 40 de milioane. Cu populația noastră, cât e de puțină, ele n-ar să fie viabile. În toată Europa sunt țări care n-au sisteme centralizate de canalizare, dar au casnale fiecare casă și eu cred că asta trebuie să fie acum și încălzirea. Deci noi trebuie să ne detașăm.
Și eu atrag atenția conducerii cabului, în primul rând, lui doamna Tatiana și domnul Corduri. Și vă spun de ce. Toate sistemele de canalizare sunt la preț dublu. Jumătate de bani se spală, puteți filmați. Jumătate de bani se spală. Fiecare piesă, fiecare piesă care e introdusă în pământ în orice localitate, e n-ar să e costă dublu preț, care sistemele este de canalizare n-ar să se recupereze banii, cum vorbim noi, nici peste 20, nici peste 30, nici peste 40 de ani. Acum strategia Republica Moldova, ca să trecem la un sistem nou de administrare, trebuie să fie toate drumurile asfaltate din localități. Domnul primar, numai o concretizare. Dumneavoastră aveți în vedere strategia asta ca să pregătim reforma. Ca să pregătim reforma. La, dacă noi o făptuim mâine, drumuri nu mai vedem, stimați colegi. Trebuie pus condiția, drumuri. Și între așa localități cum este Mereni, Hârtov, ceea ce noi deja facem, sunt localități mici care nu trebuie de făcut drumuri standard de 6 metri. Trebuie de făcut drumuri asfaltate de 4 metri la fiecare loc vizibil unde sunt niște probleme pentru traversările, să fac niște buzunare speciale, așa face toată Europa, așa face o România. Dar să-mi ducem care am fost în Polonia. Sunt sătușii mici care drumul de 3 metri. Și are două buzunare care unii, dacă îl vezi că vine din partea aceea și trebuie să-i permiți să treacă, te-ai stopat, ei permiți și-o trecut, nu, cheltuim banii degeaba. Să uităm de canalizațiile astea noastre care le-a început, să rămână până când se dezvolte Cimișlia, Valea Peș și Ecaterinovca, să luăm pilde de la dâns și în 3 ani de zile să facem toate drumurile, atunci să fie foarte ușor de hotărât a doua întrebare. De a comasa o parte din primării în niște primării mai mari. A doilea punct ce trebuie. Eu dacă până la întrunirea noastră la Calm, eu eram convins și eu am avut niște discuții cu domnul Furdui, chiar mai aprinsă, chiar și înainte de anul nou, când ne-am întrunit, că reforma trebuie de o făcut. Iată, voi sunteți aici 23 de colegii mei. Eu acum chestia asta am pus-o pe planul 2 și am să vă spun de ce. Noi ne-am consultat mult cu Efim Dimitrici, noi avem localități care nici rupt capul nu vor să duc cu o localitate care la dânș, de pe vremuri sunt niște chestiuni care nu poate să ducă la Sagaidac Codrieniu, de atâta că acolo sunt niște condiții și îi se duc la Porumbria. Nu poate să ducă, măcar că trec prin două sate, Coștangalia, trecând prin Gradiești și Valea Peș, îi vin la Ecaterinovca și acum e o întrebare pusă, cum spune Rebrom, că noi ne ducem la Cimișlia, dar noi acolo nu ne ducem. Eu înțeleg câteodată nu te duci acolo unde vrei, dar îi zici tata la cel care te-a născut și mama, dar totuși sunt niște chestiuni care acum, dacă noi să le înfăptuim, eu cred că ele să fie foarte dureroase și atunci să fie pe capul aleșilor locali, dar nu cei de la CETO. Deci eu cred că prima etapă la noi trebuie să fie așa. Domnul vicepreședinte, să mă înțeleagă, eu sunt ca peste 2 ani de zile să uităm odată și pentru totdeauna din nivelul 2. Eu vă spun de ce. Activând din 99 și având niște colegi care să mă susțină, Consiliul Raional sau conducerea din nivelul 2 era pentru prosperarea primăriilor, pentru a le însufla că ei sunt un organ din nivelul 2 între centru și 1, pentru a-i ajuta, pentru a-i finanța parțial, pentru a face ceva bun pentru localități. Ce se privește Republica Moldova în ultimii, spunem că, ultimii 2 ani? Eu conducerea actuală. De când au trecut școlile la finanțare la nivelul 2, se formează un sol disponibil care eu îi pun întrebarea, fiind atât de sărași, deși noi aprobăm bugetele pe fiecare instituție, avem șefi sau care gestionează bugetele respective și ca să procur ceva trebuie să vină directorul la președintele raionului ca să-i spui câte mături să cumpere, ca să spui și fel de boxea să iei, ca să-l îndrepte cu ce firmă trebuie să încheie contractul și trebuie să-i facă serviciile și să ajungă la finele anului când soldul disponibil la Consiliul Raional Cimișlia, și eu cred că e prin toate raioanele așa, când ne-am mai consultat, la Cimișlia au fost de 12 milioane. Cam mai apoi banii care au fost filtrați la școli, cum vorbim noi de componenta raională, nu dăm înapoi la școli că acum rămâne soldul disponibil a oricărei primării. Că dacă gură galină a avut sol disponibil 2 milioane, sunt banii lor și nimeni nu poate să-și vâră nasul să iei banii ăștia să dea cuiva.
Dar la noi îți primești, că de la școli, da, componenta școlară, poate să o iei, să o dai la două, trei primării care după, după culoarea ochilor, după cât îți dimășcați și după cum îi zâmbetul, și alții se rămână fără banii și ei. Și eu vă dau o pildă pe hârtop. Dacă anul trecut în soldul disponibil la Râul Cimișleu au rămas 149 de, de mii de lei nefolosiți de către gimnaziu Hârtop, păi noi cu greu am beneficiat numai de, de 60 de mii, dar restul le-a dat la alte școli, spunând că dar și mai trebuie la Hârtop și ala, și eu ajuns să facă gard prin prejurul școlii. Dar cine îl interesează și face primăria Hârtop împreună cu gimnaziu? Ăștia-s banii noștri, după numărul de copil, după normativul care este. Și nu-s cineva mai bun sau mai deștept sau mai învățat sau mai competenți ca să încerci să ne, să ne împartă banii. Și eu vă spun cum se împart ei. Ei se împart de o pildă la o clădire în Cimișlie de 1.300.000 unde să mai facă niște lucrări, chipurile că acolo să treacă toate serviciile disconcentrate. Dar eu îi pun întrebare, peste 2 ani de zile consiliile raionale să dispară și atunci așa să fie în clădirea respectivă. Eu îi pun întrebare, deși de o pildă școala numărul 2, școala rusă, în numele lui Sergei Pușkin, de ce are mai puțin de 100 de copii și noi buchisăm în Ion Creangă, în centru, cât 32 de copii în clasă și mai avem încă casa fostului Soviet Kolhozov, care am putea să reorganizăm școala numărul 2 să fie, dar trebuie cineva să, să primească decizia respectivă, că cele mai grele să, să reformele și e pedepsit așa care face reforma, dar îi face la începutul mandatului și este. Sunt multe rezerve care banii ăștia care vor să-i vâră prin niște obiecte care nu merită la moment, să fie folosiți din noi cei care suntem, care formăm bugetele, care sunt arete bugetele și noi trebuie să-i folosim. Deci, lichidând nivelul 2, noi să avem posibilitate, ca cum a plecat acum și trezoreria, să rămâi doi specialiști, noi să avem posibilitate să îmbrăscutăm întrebările și trecem după lichidarea, după 2 ani de zile la nivelul 2, propunerea mea, să comasez o parte de primării care, într-adevăr, socot cu fost, poate că în cadrul județului sau până. Noi, Hârtopul, până în 44 sau după, până în 44, noi am fost cu gura galbenă. Toate sate, și Hârtopul, și Lipovieniu, Nova Ivanu, Cafetița, Mereniu, toți. Iată din primării mici care sunt, care colegii să mă înțeleagă corect că e foarte greu de avut un contabil bun, dar un contabil bun trebuie să fie un contabil tânăr. Dacă el a trecut de 60 de ani, el e bun. El e bun, la ochii frumos, inima parcă tot și el vrea să lucreze, vrea să primească pensia, să mai aibă ceva, nu vă pățesc termin că le dau voi la colegi. Dar iată, primăriile astea care n-au specialiști, ei trebuie să gândească că o parte din sătușii trebuie să fie comasate, alipite la niște primării mai mari, dar, dar iarăși cu condiția că dă acordul numai după ce e inclus drumul, fiindcă trebuie să fie acces. Iată, noi suntem 23, eu am spus câteva ce mă doare pe mine sau cum o văd eu. Cred că toți, dacă vorbim, eu cred că noi să avem posibilitate. Una, ce vreau să spun la urmă, care e sat mare, el are dreptul și merită să fie o primărie care în prejurul lui să aibă sateliți niște primării mici. Așa e satul Gura Galbenă și dacă să vină timpul, eu vreau să spun că eu am să mă duc cu Gura Galbenă, dar pentru asta îmi trebuie să-i fac drumul prin sat. Pentru asta el pugul trebuie să aibă drum până la Hârtop. Pentru asta, domn primar de la Gura Galbenă, cine atunci ar fi primar, am să-l vedem. Dar eu cred că trebuie să fie pe de-a dreptul drum, ca omul să aibă posibilitate în orice moment să se deplaseze până la primărie, să-și hotărască întrebarea și să plece mai departe. Dacă lucrurile astea n-ar să fie făcut înainte de a face reforma, noi am să rămânem cu reforma, noi am să rămânem cu salariu de mai mic ca măturătorii din Chișinău sau poate chiar și din Cimișlie, noi să rămânem fără specialiști, noi am să plângem și noi asamblăm de la ușă la ușă să ne mai dea bani. Eu, doamna Tatiana, nu mă opresc la decentralizare, eu nu mă opresc la finanțele publice locale, eu nu mă opresc că eu tot aș vrea ca o parte din venitul de TVA, de la agenții economici să vină la mine și atunci vă spun și închei cu asta. Dacă eu nu mereniu cu mine, cu doi agenți economici și cât pământ are Hârtopul, eu huzuresc și nu trebuie să mă duc nicăieri. Dar până când lucrul ăsta nu-i, da, încercați și analizați, eu cred că ați analizat, câte procente constituie din bugetul local, constituie veniturile proprii și cum depindem noi din centru. Dacă noi să facem, domnul Furdui, reformă teritorială administrativă și să lăsăm pârghiile să ne conducă guvernul, păi atunci a dat să nu facem. La noi a fost un președinte foarte bun, el era din Cimșlea, dacă nu mă greșesc, postica
Andrei Larionici spune așa: Doamne ferește să unești două sărășii, mai bine lasă-le aparte, că azi mănâncă unul și mâine mănâncă cealalt. Când ai să le unești, să mănânci într-o zetăță și a doua zi să moară de foame. La venitor. Care e viitorul nostru, care e publică, cu 809 grup de primării? Și a doua întrebare, dacă puteți să ne răspundeți, cine statul va lua atâta finanțare? Că e mereu de miliarde, cheturi dumneavoastră, că avem 809 grup de primării. În primul rând, se micșorează numărul de ministeri. Eu cred că să fie foarte mulți schimbări în tot. Eu când vorbesc cât se lichidează tot nivelul 2 în Republica Moldova și să mai comasează și ajungem nu la 3-4 primării, domnul Furdui, fiindcă e foarte dureros și eu am vorbit de drumuri. Noi putem să ajungem, iată să vorbească și colegii mei, poate că la primăriile cum au fost în cadrul județului, deci în Cimișlia din 23 să fie 14 primării, poate să rămână 15, poate 11, dar nu 3 sau 4. Fiindcă dacă vorbim de 4 primării, stimați colegi, e Gura Galbena, Casat Mare, e Cimișlia, o primărie trebuie să o facem unia să-i spui colegii mei și Mihalovca cu Selimet acolo împreună trebuie văs. Și iată acolo se începe problema. Care sata vrei să dețină primăria în centru, Selimetul, sau să dețină primăria Mihalovca? Aici sunt niște probleme. De ce eu spun că trebuie de făcut treptat, dar nu de uitat din niște condiții care trebuie să-i pună statul. Vrem să trăim mai bine, vrem să apropiem serviciile de populație. Drumuri, fraților, că în Chișinău sunt drumuri la fiecare minister. Noi vrem din la localități drumuri și nu cheltuim banii pentru alte chestiuni cum este canalizația și altceva. Eu aș vrea doar să adaug ca răspuns la întrebarea dumneavoastră. Dar dacă, în primul rând, încă nu este, o să vedem, parcă nu este clar dacă noi avem prea mulți primării, asta e întrebare încă. Că dacă compari, de exemplu, cu Slovacia, care are primării cu 80, cu 100 de oameni și are mii de primării și cu populația cam se seamănă, cu Republica Moldova, sau Cehia, sau Ungaria, toate țările astea. Întrebarea referitor la multe primării, dar într-a doilea rând, cea mai principală întrebare. Dacă noi, hai să admitem prin absurd, lichidăm jumătate în primării, le facem mai mult, nu și o să avem miliardele este, pentru că cheltuielile nu sunt miliarde. Atunci când se vorbește despre lichidarea primăriilor, se vorbește câteva sute de milioane de lei, 200 sau 300 de milioane. Dar cu asta nu faci nimic. Sunt drumurile miliarde. Păi da, dar da, chiar dacă lichidezi rezolv, din contră mie mi se pare că accentuiesc problemele. Pentru că așa parcă în primării mai sunt oameni care bat pe la uși, trag fonduri, mai bat, dar cine o să-ți bată pentru primăriile Eslante mai mici? Cineva credeți că o să mai bată? Și atunci noi ce scopuri ne punem noi ca țară? Să, din start, fără ca să creăm condițiile, cum a spus domn primar, să împingem pe oameni să plece din localitățile astea mici, să depopulăm mai mult? Pentru că sunt niște date din partea unor demografi. Ei au demonstrat că în cazul când se face o astfel de reforme radicale și fără pregătire corespunzătoare, oamenii încep să mute de la primăriile la care s-au lichidat primăriile, se mută înspre comunele unde sunt centri comunale, pentru că acolo sunt investițiile. Mai mult bani nu-ți ajung, știți că e problemă. Sau se mută spre oraș sau peste hotare. Și atunci întrebarea este, asta e soluție sau nu? Sau, cum a spus domnul primar, într-adevăr, poate că este nevoie, înainte de toate, de negociat niște fonduri serioase, program serios, o strategie, cu drumuri, dar și eu cred că nu numai drumuri, poate că și cu apă, asigurare cu apă, poate că cu altceva, că în paralel să se meargă pe mai multe componente, poate mai puțin canalizare, că într-adevăr e scumpă tare, poate niște sisteme așa mai autonome de canalizare și așa mai departe. Și după asta de vorbit ceva despre radical. Despre niște lucruri radicale. Dar întrebarea principală este, asta rezolvă problemele noastre? Reforma este. Da, asta rezolvă și în ce măsură? Da, să ne întreb la problema noastră de peste. Dar ei nu au făcut reforme, ei au primării, își de 1000, de că ei nu au primării, nu au sate, dar ei comune au. Comunii. Da, dar ei majoritatea, numărul este comparabil cu a noastră. Ei nu sunt mari, mici, ei au și de 1000, și de 2, și de 3, și de 10. Nu, de 300 de oameni, ei nu au primării. Nu, 300, dar noi avem de 300? Avem o grămadă. Nu, nu. Nu uitați după legi. Nu, ok. Mergem mai departe, da? Stimați colegi, cred că toți trebuie să discutăm. Asta e o discuție pentru noi. Și, de fapt, aș vrea și eu aici un pic chiar să continui la ceea ce ați întrebat dumneavoastră.
Dar oare pentru această reformă care se propune și se dorește ca să fie foarte rapid făcută, s-au făcut analiză, prezentări, prin care să vedem, nu că, cum am fost noi la Holercani, și la noi s-au făcut o informație foarte vagă, adică practic nu avem conținut. Cum vorbim și noi mulți între noi, că e 898 de primării, și cât populație, s-au uitat pe recesământul care a fost ultimul recesământ. Dar, de fapt, nu a fost făcută o analiză amplă, pentru că, din experiența noastră, ne-am mai deplasat și în Slovacia și în alte țări, și chiar eu am avut cu Ministerul Muncii o deplasare pe reforma în sănătate, și acum în Marea Britanie ei au centri speciale de analiză, Academie de Știință, din multe țări este implicată în studiile astea care se fac, se vadă studii geografice, chiar ce a menționat domnul primar din Hârtop. Nu poți pur și simplu așa să zici că trebuie și gata radical. Noi, dacă ea trebuie, ea trebuie să fie justificată, argumentată și să dăm și soluțiile. Și nu poți să o faci peste noapte. Eu vorbeam și când la ședința Consiliului de Administrare cam în Norvegia, 10 ani au discutat, se pregătească, au făcut și pilot ceva cu reforma administrativă teritorială și la dânși, că la dânși chiar cu o localitate și a treci prin păduri, nu știu câți kilometri, alte localitate și să facă reforma asta administrativă teritorială, vreau să mă fac și semnăm în acord cu o localitate și au spus că nu, că noi ne reformăm, asta a fost anul trecut și când acum mă anunță doamna primar din localitatea dată, nu, de-am noi gata, reforma, nu mai mergem pe reforma asta, pentru că clar că ei s-a avansat. Într-o localitate 2700 de locuitori, sunt 32 de angajați în primărie. La ce și iar vreau să răspund și a spus și domnul Furdui. 5 angajați în primărie, care sunt supraîncărcați, că noi că nu avem bază de date bune, nu poți face mari economii. Noi nu ne-am clarificat câți oameni avem însat, cum să registrați. Noi lucrăm pe cărți de este vechi, când trebuie să trecem la alt sistem, să ușurăm, să pregătim sistemul ăsta. Și cum facem, dar să pregătim sistemul, să avem tot introdus online, să putem și așa la secretar a primăriei sau când se duce la oficiu cadastral, vorbeam domnul Morcov, vine omul să duce la oficiu cadastral, uite să vii la primărie să registrezi de la notar documentul ăsta ca schimbar, cine este schimbarea proprietarului. Uite, noi nu avem informații permanent, de ce să nu așez într-un program și să avem toată claritate? De ce? Cred că această reformă trebuie să o discutăm, să vedem, e să fie pregătită și discutată la... Bun. Mulțumim, doamnă președinte. Eu așa, colegi, voi mai multe aibă... expuneți-vă, da. Haideți zubrie tu și din tăiești pe urmă îi dau tonul. Nu, care curește și... Păi, dar aici nu e așa... Domnul Dumnezeu, eu spun o idee. Noi, de când am început descentralizarea asta, noi primările astea mici, noi murim singuri. Nu trebuie să nimeni închidă. Dar care descentralizare sunt și pot? Nu, de cap copil cât bani, financiar. Eu nu pot să nici grădiniță. Dar centralizare. Nu, eu nu pot să nici grădiniță. N-am nici agenții economici, n-am nimic. Eu anul trecut, eu mai mult de 1000 de lei, n-am traserat la nimic un leu de zare, n-am traserat că n-am avut. Dar e că eu șed monument acolo, aia vagini, mai gine să-l punem la gura galbenă, asta-l șed, păi vară ca nou. Iată, noi să ajungem la un moment, aveți dreptate, deci și noi încercăm să explicăm la, domnule președinte, noi încercăm să explicăm la conducere, la toți oamenii ăștia care vin cu ideea asta, să zici, băi, noi avem primării care sunt și doresc. La moment văd că poate că nu vor, nu pot, cum ați zis dumneavoastră. Și atunci cădeți să-i oferim la aceste primării posibilitatea asta să se unească voluntar, organizați, dar trebuie o procedură, organizați un referendum, cum ați zis dumneavoastră pe asta? Asta n-a să fie niciodată. Noi financiar vreau să ții așa. Dar uitați-vă, dar pe de altă parte, domn primar, dacă luăm simplu criteriul, zicem că nu mai puțin de 5.000, da? Ați văzut un șoglumă pe tema asta, cum un primar m-a întrebat după o emisiune de la televiziune, zice că da, trebuie reformă trebuie numai decât chestii, dar au zis că numărul de populație nu știe mai puțin de 3.000 sau de 2.000. Dar eu îi întreb, dar de ce de 2.000? A mea e de 2.000, știi, niște chestii de astea. Am fost în câteva deplasări, dar încă nici nu era ridicată întrebarea de reformă în Republica Moldova, am studiat reforma teritorială administrativă în Lituania, în Polonia, în Latvia și eu prin
părerea mea personală, mi-am făcut o părere, așa că noi trebuie să mergem de a face reforme în sistemul de administrare publică, local. Și mult a vorbit Vladimir Ilic și eu să-l susțin pe dumnealui și am să mai adaug. Eu propun așa, în mod de o consolidare voluntară, eu am studiat, am fost în arhiv, am luat harta județului Lăpuști, am vrut să iau toate materialele, părere de rău, ele să transferate la Hâncești, nu la noi. Și am studiat că colegii mi-au spus că nu au fost în cadrul județului, cum erau primăriile, era o conlucrare foarte bună și dacă se lăsa la moment cealaltă să mai făceau câteva modificări, au vrea să meargă bine. Și erau la etapa din 99 până în 2003, 14 primării. Eu propun ca două variante. Să mergem în două etape, adică să facem o optimizare a primăriilor și prima etapă e posibil, că tot se discute. Noi suntem la etapă de discuție și de negocieri. Nu cineva se supere că noi azi ne ducem într-un sat, în altul. Noi până când discutăm. Toate argumentele care le-a expus domnul Furdui, ce trebuie ca guvernul să facă pentru că noi suntem să ne dezvoltăm. N-ar să le aducem aici la cunoștință, dacă dumnealuia se vrea să ne mai spui mai târziu, dar eu îmi spun părerea referitor la reformă. Ce a spus domnul Medonic, trebuie infrastructura drumului. Noi avem nevoie de mai mult și eu propun de a forma, eu am propus la prima etapă așa 14 primării și la a doua etapă, dar etapa asta eu cred că și inevitabilă la urmă, 6 primării, tot raionul Cimișlia și le-am împărțit pe grupi, dar centru nu l-am numit. Cei care vrea să vă aduc la cunoștință, eu propun așa, Cimișlia, Ecaterinovca și Curminjir. Aici nu se discută, centru în Cimișlia. Gura Galbina, Ivanovca, Nouă, Albina, Lipoveni, Munteni, Schinoșica, Mireni, Fetița, un grup de localități. A doilea, Sălimet, Mihailovca, Batâr, Troiescă, satul Nou. A treilea, Sagaidac, Porumbria, Suric, Codreni, Zloț. Valea Pierș, Gradiște, Iurievca, Hârtop, Ialpug, Prisaca, Ialpujeni, Maranfel. Ultimele două, în urma negocierilor, cred că Cenac, Javgur, Maximeni, Topal. Dacă v-am sat, eu n-am numit, vă rog îmi spuneți și le adăugăm. Asta la stadii de negocieri. Și la fiecare grup de lucru la acest sate, la fiecare grup de sate, de format un grup de lucru la nivel local, cu suportul Consiliului Raional și de elaborat un plan strategic de dezvoltare a infrastructurii și de dezvoltare a serviciilor care vor fi prestate cetățenilor. Pentru că nu numai drum întrebă. Cetățean, dacă s-a adresat, el are nevoie de servicii calitative, orice care servicii. Pentru asta nu trebuie programe, doamna primarul a spus, pentru secretar, care nu le avem, pentru preceptor fiscal, pentru inginer funciar, tot și în formă electronică. Omul s-a adresat codul personal și toată informația despre dâns și noi în 3, 4, 5 minute trebuie să le eliberăm. Dar eu, noi, încă dacă ne mai întrunim la secretarii, la primării, eu 14 ani nu prea am văzut că ei și vă întruniți. Sunt niște certificate care eu, de mult de spun, trebuie modificate. E dat un certificat unic, de eliberat, acolo tot în certificat și ala și vă... Dar ei îmblă din cabinet în cabinet, câte jumătate de oră, și șeră analogic într-un certificat, practic se dublează informația. Și așa certificat al cere și notarul și în diferite structuri. Eu propun de elaborat un certificat unic care se meargă pentru toți. Și în asta trebuie de implicat și Academia de Știință în fiecare raion, poate nu în fiecare raion, dar la nivel de guvern. S-a dat exemplu Norvegiei. Norvegia acolo e de 150 de ani democrație. La noi variantele este, după cât eu știu, nu prea o să meargă voluntar. Când negociază 10 ani și sfădesc și zic că gata, noi nu mai dorim. Acolo au resurse, au și noi dacă să așteptăm să avem resurse, eu nu știu unde noi să ajungem, pentru că eu un exemplu. Ieri noi am făcut hram în Coștangălie, noi avem un copil în 5 luni născut. Și localitățile astea cred că nu-i numai una.
Și dacă n-a să trecem reforma, nici n-a să avem pentru cine ținem primărie. Domnul primar, dar reforma e pentru cumplizare. Reforma asta este o problemă în costalia asta poate... Nu, nu, la urmă întrebări. Eu îmi spun, și știți că e greu de vorbit când întrerupi, se întrerupi omul. Noi avem experiență, că primarii, cam toți, au elaborat planuri strategice pentru primării. Și în baza planurilor strategice, să ne consolidăm în mod voluntar câteva sate, câteva primării și de elaborat un plan unic, de ales centru după așezare geografică. Și în centru dat, de dezvoltat infrastructura, de făcut o, de format o primărie puternică, cu specialiști, spun că la noi se încărcați. Eu am fost pe mai multe primării. Am intrat, prieteni, cunoscuți, întreb un lucru și eu vă spun că dimineața, dacă mai vine câte un om, doi, trei și se adresează, după aceea șed și servesc cafea, ceai și nu știu ce, după masă, practic, nu vine nimeni după un certificat sau după o informație sau nu știu, și noi nu avem specialiști. În majoritatea primăriilor, preceptorul fiscal, inginer funciar, nici nu cunosc calculatorul, nici nu poate să lucreze. Și programele tot nu le cunosc și ei nici nu sunt. Aici, puțin care poate să-l aude, că au programe, este, programele este pentru secretar, preceptor fiscal și inginer funciar din primărie. Și de atât a dispus că și după salariul ăsta care este, după lucru care ar face, cam același al merite. Dar eu, de exemplu, cu 4.000 de lei n-am de gând să lucrez mai mult și să șed la așa post, numai că ești primar și în rest nimic. 4.000 asta nu-i salariu. Nu-i salariu la un, nici un lucrător simplu a mea nu lucrează pentru 4.000 de lei, care nu are calificație. El se duce, lucrează 20 de zile, îi dai câte 200 de lei, hrănești, el are, îl hrănești și el are 4.000 de lei în 20 de zile. Și n-are bătăi de cap deloc. Și spune, referitor la că sunt multe primării sau puține, noi, satele, tot nu putem să le lăsăm fără nimeni, fără nimic. Pentru că noi ne ducem și ne uităm Norvegia, ne uităm Franța, ne uităm Polonia și nu știu ce stat. Dar acolo primarul, el e reprezentantul localității. El nu gestionează proiecte de dezvoltare. Fie de însă doare capul de unde vin bani pentru drum, pentru canalizare, pentru reparații, pentru construcții. El nu îl interesează. El reprezintă localitatea din punct de vedere politic. Că eu m-am dus în Franța, despre care se vorbește, eram cu mai mulți, eram vreo 26 de colegi de primar din toată Republica. Și o doamnă primar, am întrebat primar, dumneavoastră, de unde accesați proiecte pentru canalizare, pentru apă, drum și... Dar el nu înțelege întrebarea. Nu înțelege că el spune, noi toate acestea le avem. Eu numai ne-am pus medalionul și el se duce și reprezintă, dacă este o festivitate, are niște înfrățiri, are... El reprezintă, cum la noi, președintele... Dar noi cine ne-am transformat? Noi nu reprezentăm. Dar noi suntem un fel de... Să găsim, să construim constructori za poza satului. Cam așa și este. Da. Și de atâta, cineva localitățile trebuie să le reprezinte. Că noi când ne-am dus în Lituania, acolo 2 milioane de locuitori, 60 de primării. Nu s-o speriet și merg foarte bine. Din toate republicile care post-sovietici ne-au plăcut sistemul ăsta cel mai tare. Dar ei în fiecare sătuc cătun, ei dau bani pentru dezvoltare și au persoană care e responsabil și el nu e ales, e numit. Se ocupă cu salubrizarea, cu apă, provizionarea cu apă, cu diferite, cu mătură străzile și nu știu ce, cosește. Dar așa noi și ca primar trebuie să cătăm, să cosem iarba pensat, să facem fel de fel de și tot așa întrebări. Noi trebuie să avem niște atribuții care și ba noastre. Dar pentru asta trebuie și pe întreprindere municipală și alte organe care, după lege, știți dumneavoastră, construcțiile capitale a cui? De dorie guvernului. Dar nu îl ne pune în sarcină cum ceva dut la primar. Ceea și nu-i ban, nu se poate dezvolta, trece și te transfere la primar. Ce de primar ați hotărăsă? Îți dau obligațiuni, nici o copieică. Și noi am vorbit mult despre impozit pe venit, toate impozitele și taxele, care ele nu vin la noi.
Eu personal, familia mea, am plătit impozit pe venit aproximativ 10.000 de lei. Nici un leu nu intră în primărie. Dar eu aș dori că impozitul meu pe venit să vii la primărie. Și mai sunt câteva familii care mai plătesc pe 10.000 și deja e 100.000. Și noi, cum o vorbim și Vladimir Ilici, mâine, poi mâine să ne trezim că n-a să avem nici nimeni în raion. Pentru toate serviciile, Union Venosa, Comrat, Inspectorat Fiscal Dincolo, Căușeni, Spitalul mâine, poi mâine, azi și la Câncești, și noi azi ședem aici așa să ne spedim unii cu alții. Pentru că și ședința de azi, eu socot că e de o importanță deosebită. Președintele știind, noi. Nici nu au pregătit om. Puteți să spui la un vicepreședinte. Tema, vă gătiți, vă pregătiți, puneți poziția raionului care va fi în reforma dată. Ați văzut. În ultimul moment a venit domnul vicepreședinte. De atâta noi trebuie să discutăm și să șerim că cum șer vecinii noștri din Comrat, eu nici nu știam, 10% din TVA vine la dânsii. 10%. Nici într-un stat în lume... 10% vin în TVA. TVA 100%. 10% din accize. Da. Sau 10% din accize. Nici într-un stat din lume, așa prostii nu-i. TVA trebuie să duc tot la centru și pe urmă merge repartizarea. La cel sărac îi se dă cine îi se ajunge, la cel bogat îi se ieși și se dă la cel acela. Este teoria asta, la noi era cum... Adică Kotovski lua de la bogat, dar el lua ce și bine în Odessa. Dar este teoria Robin Hood, cum îi spun în Europa. O tăie la cel bogat și o transmis la cel sărac. TVA-ul așa se repartizează. Și accizele de la vamă. Și noi vrem dezvoltare, neavând bani. Și cât vom sta în primăriile astea mici și ne-o da numai banii pentru salariu, așa să mergem. Și n-a să avem niciun succes. Eu ne-am spus părere. Mersi. Aici erau câteva întrebări, concretizări, dar da, cred că la sfârșit o să vorbim. Dar principală întrebare este, iată, totuși la sfârșit, dumneavoastră ați mers pe mai multe chestiuni. Ați mers pe o parte, pe reformă, pe de altă parte, pe descentralizare financiară. Nu a fost foarte clar, că, totuși, care e calea? Poate care e descentralizare financiară și pe urmă reformă? Condiții. Pentru că așa domnul primar de Pritop asta a spus-o. Pentru că și dumneavoastră a spus despre planul ăsta strategic și despre unirea. Păi, care e ideea dumneavoastră? Din tăi unești, faci plan strategic sau din tăi invers? Noi elaborăm un plan strategic și-l prezentăm la guvern, le arătăm și ne trebuiește nouă și în paralel și situația și descentralizarea financiară, ele în paralel tot trebuie să meargă. Și ei trebuie să vii pe urmă cu o soluție la cerințele noastre, să vii să așeze cu noi la masă reprezentantul guvernului și spuneți, dumneavoastră ați cerut asta, asta și asta, conform planului care l-ați elaborat. Noi ce putem face ca aici putem face. Și după aceea ne așezăm noi la masă și negociem și în mod voluntar, dacă vrem, ne unim, ne satisface bine, nu bun. Înseamnă că nu. Ultima chestiune, ați dat exemplu Lituaniei. Lituanii, vreau să vă spun că acolo miliarde de euro au avut și au băgat Uniunea Europeană. Noi înainte ca să facă, da, înainte ca să facă reformă. Bun, e clar. Domn primar, gura galbine. Stimați colegi, eu cred că o să fiu foarte succint, mă dau și eu cu părerea. Sincer să fiu, am avut alte așteptări, doamna Daria de la Cam, când eu confirmăm participarea la ședința de astăzi. Practica asta, ordine de zi, este altă decât am așteptat-o. Nu cred, domnul primar de Caterinov, că spune că e importanță majoră. Da, așa este, dar nu cred că noi să ne ducem înapoi în localități cu o claritate, fiindcă sunt foarte, foarte multe semne de întrebări. Ani, da, cu propunerea că trebuie sau nu trebuie, aici părerile sunt separate. Eu s-o cot că atâta timp cât dacă noi astăzi am fi avut două, trei, patru modele care ni se propun, avându-le o săptămână pentru a le discuta în cadrul consiliilor, consilierilor locali, instituțiilor, conducătorii de instituții din subordinea primăriei, astăzi noi venim cu propuneri. Azi, că modelul Cehiei l-ați... Personal am fost în Cehie, 6.250 de municipalități,
de la 100 de locuitori și prosperă, de exemplu. Și e și o țară printre liderii dezvoltați în Europa. Ne spun alte modele, care dacă le ajustăm la Republica Moldova, parcă ar lua foc. Altele sunt contradictorii. Sunt multe, multe care nu putem. Și aici chiar nu suntem noi, părerea mea iarăși încă o dată, nu suntem noi cei mai indicatori, chiar dacă suntem primari, să părerile contează. Dar și cezarul, cred, trebuie dat cezarului, în sensul că sunt experți în materie, experți care se ocupă cu desfășurarea reformelor pe diferite segmente. De aceea eu, de exemplu, ca și dumneavoastră și în Republică, deci suntem în așteptarea proiectului, reformii administrației centrale, ulterior a noastră locală, dacă părerea mea personală este că reformă este necesară. Cu colegii noștri primari din localitățile învecinate Gura Galbenei, care s-au menționat că este cel mai mare sat, da, așa este. În orice anvergură care va fi, oricum Gura Galbenea o să fie centru de regiuni, cluster, cum va fi, cum s-a numit. Și în acești 6 ani de mandat viceprimar, când am mai fost și chiar și activam, cunosc puțin, nu ca domnul Midoni, ca domnul Trogodeanu, domnul Vacarciuc de la Jabgur, care au mâncat pâinea cu perioada județelor, dar o analogie aș putea da. Mai pe scurt, vreau să zic că noi fiind centru, am reușit și pot să o demonstrez cu experiență. Că iată, în Gura Galbenei, implicându-ne în proiectul pentru dezvoltare a Națiunilor Unite din Moldova, am reușit să unim prin serviciile intercomunitare 4 primării care funcționează, și să zic eu, să-mi fie iertată lipsa de modestie, dar așa este. Foarte bine, ne adunăm toți 4 primari, discutăm problemele serviciilor, mă refer la evacuarea deșeurilor. Avem de asemenea aceste 4 localități, serviciu, centrul mijilor de familie, asistență medicală de urgență, avem serviciu pompieri salvatori, unde ne demonstrează încă o dată că și plus ca asta am mai înaintat alte proiecte pentru susținere financiară de la partenerii europeni, de fiecare dată când spunem 5.000 de locuitori, Gura Galbenei, așa și așa, știți cum, numai nu le spun direct în asta, dar întoarceți-vă înapoi, găsiți la noi potențialul de la 10.000, 12.000 de locuitori. Atunci, chiar și la ambasada Slovaciei și Poloniei am accesat, peste tot văd că dacă investitorii străini ne-ar acorda 10.000, 100, 200.000 de euro, ei vreau de bani ăștia să folosească nu 5.000 locuitori la Gura Galbenei, dar de la 10 și 15. Am auzit diferite modele, că primăria va întruni 10.000 de locuitori, să zici de 20.000 de locuitori. Nu știu. Astăzi, atâta timp când semnele astea de întrebare sunt foarte multe și răspunsuri nu avem, că reforma va fi bună ori nu va fi bună, nu știu. Vedeți cât de mult ne confruntăm, mai ales la capitolul resursele umane, cu contabilitatea, cu percepere fiscală, cu regimul cadastral și așa mai departe. Îmi pun întrebarea, în cazul când, iată primăria Măgureliu, care noi suntem înfrățâți de la Prahova, tot 5.300 și ceva de locuitori are fix ca la Gura Galbenei, dar au unități 34. Și ordinea publică, în subordinea primăriei, poliția locală, percepere fiscală 7, contabilitatea 6, administratorul primăriei cu drept de semnătură și așa mai departe. De salarii, domnul primar a menționat că nu e competența noastră, nu discutăm salariile, dar pur și simplu, mă întreabă pe mine, l-am întrebat și eu. Tot 5.300 asta, eu primesc 4.700 de lei. El are azi 22.000 de lei de noi în transferul nostru și plus adaosurile, intensitatea muncii, niște sporuri adăugătoare. Vinerea se termină săptămâna de muncă la orele vineri, la orele 14 și toată primăria s-a închis și odihnă la Prahova, în altă parte, toți funcționarii publici și așa mai departe. Iată cum e în România și cum e la noi, tot 5.000 de locuitori. Eu mă refer aici la potențialul uman, la cadre, cum se încadrează. Așa și la noi. Dacă strategii care se vor ocupa de domeniul dat și centrurile care se ocupă, eu nu cred că noi trebuie să le suflăm lor, noi să le spunem că trebuie serviciile
secretarii să fie uniți cu programe sau îndestulați, toate lucrurile astea or să fie, dar iarăși capacitatea administrativă. În afară de centru, o primărie în care azi numai noi în Gura Galbenei nu facem față cu ca birouri, dar dacă încă mai ne se mai în urma reformei încă 4 localități ori 5 localități corespunzător, or să fie demo, nu unități 12, dar or să fie 28, 29. Și multe, multe alte întrebări. Mă apropii de încheiere, chiar vreau să zic că reforma este necesară, o spun și colegii, că 1500, că de la 3000, că de la 5000, aici nu mă pot expune, dar cu mulți primari noi glumim, spunem, iată domnul Ion de la Ivanov, ca spune, nici nu ne-a lucrat, nici nu am poftă de începe săptămâna de lucru, un singur agent economic, colectare, venituri proprii egal cu de mult singur mai bine știi. De aceea eu cred că oricum viitorul în Republica Moldova este, trebuie să treacă printr-o reformă bine chipzuită, dar când s-a dat start, consultărilor publice și o să avem înșelat modele, atunci noi putem să ne expunem. Dar trebuie să fie mai puțin primării și cu centru bine dezvoltat, eu s-o pot este binevenit. Bine, mulțumim, domnul primar. Aici doar un mic comentariu, că dumneavoastră mi-a plăcut foarte mult ați dat exemplul ăsta, Măgurele, da? Satul Măgurele și ați dat câteva momente cu salarizare și cu... Apropo, noi salarizare totul este că, pentru că e un element important. Ține de capacitate, de oameni, de personal și așa mai departe. Și ați dat cu personal, că sunt oameni suficienți acolo, bar. Cred că tot nu sunt suficienți. Nici acolo. Dar vedeți, aceleași primării, numai că acolo număr de locuitori, chestii și așa mai departe, numai că acolo nu-ți vorbește ca soluție de reformă administrativă și reală. Întrebarea mea este, ce vă încurcă real, care e problema cu care vă confruntați dumneavoastră în prezent? Iacă în comparație chiar cu România, că ei au, dar dumneavoastră nu aveți, fiind de aceeași mărime localitate. Vă încurcă că suntem prea multe primării? Vă mai trebuie încărcă încă vreo 4-5 primării, 10? Înțelegeți? Problema care e? Din ce motiv dumneavoastră nu puteți avea ceea ce au ei? Din ce e problema? Că e fragmentat teritorial, o să vă revină ceva din chestia asta, o să deveniți mai bogați și o să aveți toate statele astea de personal, o să puteți să le cumva îmbinați? Întrebarea mea. Am înțeles, eu m-am referit am spus modelul Măgurelilor, care fac față, localitatea prosperă, și în primul rând datorită că chiar primarul mi-a spus că nu duce lipsă de cadre bine pregătite, au specialiști în scrierea proiectelor, accesează milioane, chiar sunt în organigrama statelor primării. Așa. Astăzi când și noi toți suntem, avem sectoarele de poliție și un sectorist e în satul cu tare, la noi unul, nu e în subordinea primăriei, trebuie să-l rogi, trebuie să-l... Primarul de la Măgurele are în subordinea lui poliția locală, care imediat îi e achitată din cadrul primăriei, bani care vin din nivelul pragovian, adică pentru întreținere, și primarul e persoana chiar cu stimă. Când am văzut, am fost cu o săptămână în urmă la ziua localității și când am văzut cu și respect primarul și mic și mare, domn primar, străiți, una după alta și nu că și nu numai la el, când că au fost mulți erau invitați și am mai văzut, iarăși încă o dată, că primarul e o autoritate reprezentativă și la noi invers, la noi trebuie numai să te hudicăiască, nu spun 70-80%, ci tot locul Republica Moldova. Dar e angajat de... cei care fac lucruri ca trebuie să facă. Exact, și primarul e numai așa care trebuie, cum a spus domnul primar de Hârtoc, nu am fost atent, că noi suntem și zarfoz în limba rusă, trebuie să te duci să asiguri și instituții de învățământ, mai era școala înainte, casa de cultură, fiecare vine și îți dă indicații, de fiecare dat, domn primar, trebuie asta. Nu noi lor, dar ei nouă îi dau. Domn primar, iată, în asta și întrebarea, păi noi... totul depinde de număr, de populația, că reforma, cum se
discute. Eu ați spus că o leacă într-adevăr ne-am schimbat agenda, am pornit-o puțin altfel, dar pentru că mie mi se pare că așa e mult mai util. Iată, noi și stăm mult de mai util. Nu, stați că eu dau răspuns, domnul înțeles, domnul Furdă, eu am putem dau vedere, noi spun cine vă încurcă. Păi noi am putem din capul nostru să modelul Măgurenilor sau altui stat să-l trecem la noi, să ne subordonăm nou serviciile. Nu asta vreau. Eu vreau să spun, dumneavoastră vă considerați o localitate destul de mare, sunteți de acord? 5.000 și ceva, da? Cât aveți? 5.200? Da. Sunteți, vă considerați mari. Întrebarea noastră, pentru că noi deși discutăm astăzi, este o problemă pentru Republica Moldova fragmentarea teritorială? Nu. Faptul că sunteți, n-aveți suficient, ați vă adauși, hai, încă 4-5 sate și o să aveți încă cât? 10.000, de exemplu, sau și 1.000, tot rămâne sistemul. Nu, păi aici radical trebuie, că nu poți, ele sunt legate... Păi dar poți să faci tu reforma asta fără să pregătești tot cum o zis, că domnul Medoniu a spus că înainte ca să mergi, poate că noi toți să recunoaștem că ar trebui undeva de schimbat, dar ar trebui ceva de întreprins, de pregătit lucrurile astea, de făcut concret, să nu rămânem iarăși la planuri strategice și așa mai departe. Și ultimul lucru care vreau să spun, ca exemplu, la noi, după datele astea, statistică care este, din 32 de orașe, eu nu zic despre sate de 5.000 și ceva de oameni, dar 32 de orașe, numai 7 au capacitate administrativă să supraviețuiască. Înțelegeți, domnul primar? Concluzia știți care e? Pe care noi cel puțin e evidentă. Problema la noi nu e în faptul că sunt mici sau puțini oameni sunt primării. Asta poate fi doar o parțială sau o problemă a doua, a treia, a patra. Eu am înțeles, înseamnă că poate dumneavoastră nu ați înțeles ce am spus eu. Eu am avut în vedere că și noi mulți, în viziunea oamenilor, reforma asta înseamnă lichidarea primăriilor, restul rămâne pe vie. Nu, eu am avut în vedere și am spus, experții o să lucreze în direcția asta, o să schimbe alte legi administrații publice locale, alte competențe. Trebuie schimbată și apoi să cu reformă. Dar eu și spun, o să fie schimbată legea administrației publice locale. Mai departe, competențele o să fie radicale față de actuale, a primarului, a perceptorilor, a viceprimarului, tot o să fie radical schimbat. Fiindcă numai să schimbi denumirea că ai unit 7-8 primării, nu ne schimbă. Tot așa o să ne... Păi, dar dumneavoastră cum credeți? Uitați-vă, pur și simplu, practic. Eu, în primul rând, cred că puțin aici n-aveți dreptate, știi la ce, domn primar? La faptul că de noi nu depinde nici, lasă experții să ocupe. Înțelegeți? E că anume experți de ăștia au venit cu niște idei să trăiesc de 100 de primării sau 300. Iată, închipuiți-vă, colegii dumneavoastră râdeau de dânși, experți aduși, vreau să știi de unde, râdeau, pentru că ei, oamenii ăștia nu-și dădeau seama situația reală în teritoriu. Și eu cred că, numai ultima idee, eu cer scuze pentru că e foarte important, dumneavoastră a spus esențial, problema esențială, că ce înțelegem noi prin reforma administrativ-teritorială? Dacă noi o vedem o leacă mai global, cum a spus dumneavoastră, și cu una, și cu alta, și cu problema și e rezolvată, și cu aceea, pentru că așa noi trebuie să o vedem, dacă vrem succes. Asta a fost scăparea principală în 98, nu? Că nu s-au văzut lucrurile astea, multe lucruri, și s-au scăpat. Și iată, aici lucrurile este, asta e esența, înțelegeți? Pentru că, ce am vrut eu acolo zburat, hai spuneți. Nu, a spus, dar asta nu, e, da, de exemplu, se închidează raioanele, asta e reformă etapizată. Corect, dar eu nu am zis că experții cum or să ne deseneze, noi miopește a să îndeplinim și atât. Deci să ne dăi modelele. Iată atunci noi de eu vreau să intervin. Eu vreau să intervin aici. Așa ei ne tratează pe noi ca niște, știți, ca moniți care încă nu s-au coborât din copaci. Asta e problema noastră. Dumneavoastră aveți așa experiență și știți cum trebuie lucrurile să tăie. Că sunteți mai dehat decât un expert. Și eu cred că din contră noi trebuie să pornim de jos în sus. Să le zicem, ia că așa trebuie. Și după asta experții, ia că ajutați-ne lucrurile este noi care le spunem să le încadrăm undeva, înțelegeți? Iată cum e în plină discursoare, poate pe ultima sută de metri, reforma administrației centrale, da? Păi au venit, s-au pus la noi și ieși cale, a să ne pui pe... Asta nu trebuie de admis. Păi nu asta. Nu trebuie să admis. Asta e ideea, nu admite așa ceva. Dumneavoastră, propune din teritoriu. Dumneavoastră cu primarul Dăbărăgană, puteți mai discutați încă jumătate de oră. Stimați colegi, eu vreau ca noi să înțelegem un lucru toți aici în discuție. Că de noi depinde, în toate raioanele ce discutăm, iată să avem undeva 3-4
modele cam cum noi am putea să cum vedem noi cei din nivelul 1. Dacă noi să așteptăm, ei să ne propună, ei nu să ne propună, așa că noi n-am să ieșim din mucerul asta încă 20 sau 30 de ani. Noi acum, prin viziunea noastră, prin practica fiecărui colect de noi, noi înaintăm niște propuneri care ele acum aici se selectează și acolo să vedem ca noi să propunem celor de la guvernare, iată cum vedem noi administrația publică locală din nivelul 1. Și dacă vorbim de Gura Gană, că dacă îți duci și Nova Ivanovca la Gura Gană ca să trăiască Nova Ivanovca mai bine, n-ați trăiască mai bine. De atâta eu am spus că trebuie, haideți să vă dau o pildă ca dumneavoastră să puteți vorbi mai deschis. Dacă avem un copil și al căsătorii, al alungăm deodată, îți duc să trăiască sau îi facem cât de cât o căsuță și măcar o cameră să aibă și pe urmă vă ideam mai departe, tu îi faci singur, ea ca și așa. Eu vreau să am acces niște drumuri în primărie, altceva, ca pe urmă eu i-am pot să mă dezvolt mai departe. Și apoi să margă domnul primar, dacă dumneavoastră se vede să formeze buget cum se formează în România, păi dumneavoastră asta e și o venire. Aveți venituri cele care vin la tine și la mai departe. Am așa să toate parți componenta reformei, nu? Toate parți componenta reformei. Domnul primar, dumneavoastră ați spus o chestie asta, eu cu asta termin și dăm cuvântul pentru că vor și colegii să mai vorbească, dar anume asta e problema, ceea ce noi ați propune, nu știți vedeți, elementele care noi le vedem, direcțiile și la care vrem să vedem și părerea dumneavoastră, anume, se bazează pe ce? Băi, nu ne trebuie pur și simplu reforma administrativ teritorială. Nu ne trebuie reforma administrației publice locale în care să fie descentralizare financiară, optimizare serviciilor, cum le facem, să vedem și cu salarizarea statului de personal, să vedem și cu ce mai este acolo, cu organele de control, cum ei lucrează și așa mai departe. Înțelegeți? Toate lucrurile este în ansamblu.